Bun găsit, dragi prieteni, ne aflăm la Bacău. Astăzi a avut loc adunarea generală a Partidei Romilor Pro-Europa. Ne bucurăm foarte mult că am avut oaspeți de onoare, atât delegațiile din județul Bacău, dar și de la conducerea Partidei Romilor. Stăm de vorbă cu domnul secretar de stat și prin vicepreședinte sau vicepreședinte, prin vicepreședinte al Partidei Romilor. Bine ați venit la Bacău! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Cum vi s-a părut atmosfera de la această adunare? Ca de fiecare dată în Moldova venim cu drag. Județul Bacău este un județ de suflet pentru noi, echipa centrală de la București. Aici, la nivelul județului Bacău, Partida Romilor are un potențial fantastic. Sunt comunități mari cu romi. Relația cu autoritățile este una bună, bazată pe respect reciproc și pe proiecte care au în vedere bunăstarea tuturor cetățenilor județului. Este o plăcere să fim printre băcăuani, oameni primitori, oameni de nădejde, gospodari, și indiferent de culoarea pielii sau pertenența etnică, ne simțim de fiecare dată bine când ajungem la dumneavoastră în județ. Astăzi ați invitat din partea conducerii Partidei Romilor și a reprezentanților Partidului Social Democrat, domnul Dragoș Benea, de asemenea conducerea Consiliului Județean prin persoana domnului Valentin Ivancea și alți invitați. Observ că există o legătură și un sprijin pe care atât la nivelul autorităților județene, cât și la nivel local, se acordă un interes deosebit pentru sprijinirea și includerea romilor în programe pe care dumneavoastră le propuneți de la nivel central. Cum comentați această colaborare deosebită? O să fac o scurtă paranteză înainte să vă răspund la întrebare, spunându-vă așa. La nivelul județului Bacău, colaborarea cu organizația politică PSD a început în urmă cu 3 ani de zile, atunci când personal m-am deplasat și am avut o întâlnire cu domnul Dragoș Benea, alături de echipa dumnealui. Și la acea întâlnire, o să vă dau din casă acum, am plecat de la următoarea întrebare. Ce vă trebuie? Eu am răspuns cât se poate de clar că nu ne trebuie nimic. Ne dorim o construcție care să nu privească doar campania electorală de la acea vreme și că ne dorim o construcție care să reziste în timp, o construcție bazată pe respect reciproc și pe promovarea unor obiective comune care să conducă la o mai mare prezență a romilor în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile, lucru care s-a întâmplat. George Gogan, tânărul nostru, cel pe care l-am propus pentru a intra și a lucra alături de echipa Consiliului Județean, lucrurile s-au concretizat, multe lucruri s-au întâmplat și foarte multe mai sunt de făcut. Mi-mi place că dialogul cu oamenii politici, cei care conduc județul, cei care conduc PSD-ul la nivelul județului Bacău, este unul care nu privește procesul electoral eminamente. Nu discutăm despre cum să facem să avem mai multe voturi sau să direcționăm voturile către PSD, ca să fiu cât se poate de explicit, ci despre cum să dezvoltăm comunitățile. Și indiferent de apartenența etnică a cetățenilor, asfaltul nu trebuie să se oprească acolo unde începe comunitatea romă. Minoritatea romă reprezintă cea mai mare minoritate din România, dar și cea mai nepopulară din România și Europa. Există în continuare un rasism care de multe ori este chiar și instituționalizat. Există foarte multe percepții negative la adresa romilor, stigmatul, felul în care romii sunt priviți, afectează felul în care de multe ori... Prin generalizare, exact. Este felul în care de multe ori anumiți conducători ai instituțiilor locale aleg să ocolească comunitatea romă. Este foarte adevărat că în România, în ultimii 30 de ani, nu de puține ori au fost câștigate voturi cu litru de ulei sau kilogramul de zahăr. Lucrurile s-au schimbat. Iar Partida Romilor este o organizație dinamică, este cea mai mare organizație și cea mai puternică a romilor de pe teritoriul României. Încearcă să vină în prim plan cu o altă dinamică, cu o altă viziune. Vorbim, de exemplu, am lansat în acest an Rom pentru România. Ne dorim să aducem în prim plan exemple nu doar pentru minoritatea romă și modele de urmat, ci pentru întreaga societate românească.
Nu știu câți dintre cei care ne privesc știu, de exemplu, că Anton Pan a fost de etnie romă. Sau actorul de renume internațional, Charlie Chaplin, din nou, a avut origini rome. Și lista continuă este foarte, foarte mare. O listă foarte mare. Avem medici, avem profesori, avem avocați care profesează și care, din păcate, nu-și mai recunosc apartenența pentru că există un stigma la adresa minorității rome. Ne dorim ca întreaga clasă politică, indiferent de coloratura politică pe care o are, să privească minoritatea romă ca pe o resursă. Și în calitate de secretar de stat președinte al Agenției Naționale pentru Romi, în noul cadru strategic cu referire la romi, aceasta constituie o prioritate. Avem o lege prin care Agenția Națională pentru Romi, alături de Guvernul României, urmează să înființeze Muzeul Național al Culturii și Istoriei Rome, un obiectiv central al mandatului pe care îl am la acest moment, pentru că eu cred că construind aceste punți de legătură, punți de cunoaștere între populația minoritară romă și populația majoritară, putem să scădem acel felul în care minoritatea romă este privită. Pentru că problemele sociale țin de nu neapărat de etnie. Și noi în ultimii 30 de ani am etnicizat ceea ce nu este etnic. Sărăcia, boala nu iartă pe nimeni. Sunt comunități întregi în România, chiar și la nivelul județului Bacău, unde este nevoie de investiție solidă pentru a recupera decalajul existent între mediul urban și mediul rural. Avem două Românii și spun asta de fiecare dată, o Românie care înseamnă București, Cluj, Iași, Constanța și marile urbe, și o altă Românie cu un mediu rural în care foarte mulți dintre tinerii noștri au plecat în afară să câștige mai bine decât ar fi făcut-o aici în țară, se întorc, construiesc locuințe și au nevoie de infrastructură. Avem nevoie de, ca și obiectiv principal, avem nevoie de investiții serioase în actul educațional. România educată trebuie să producă efecte la nivel local, astfel încât romii, deopotrivă cu cetățenii români, să aibă acces la șanse egale. Sistemul de învățământ românesc trebuie să producă cetățeni activi, plătitori de taxe și impozite. Doar că o clasă politică responsabilă, într-un parteneriat în care responsabilitatea să fie duală și respectul reciproc, putem să construim o Românie prosperă, pentru că despre asta este vorba. Romii sunt ai României, romii sunt români, romii iubesc România. Sunt cetățeni români. Sunt cetățeni români. Trebuie să înțelegem și istoria și prezența lor în spațiul românesc și aportul pe care ei, despre care vorbim foarte puțin, aportul romilor la dezvoltarea statului român și a societății românești. Acestea sunt principale și schimbarea de viziune cu care noi venim acum în prim plan. Iată că avem echipe tinere, a fost la Iași o echipă a Partidei Romilor, aleasă de curând o echipă tânără, oameni cu studii superioare, tineri, romi asumați, care doresc să se implice în viața comunității și să trezească interesul comunităților pentru a se uni în jurul propriilor interese, astfel încât romii să fie mult mai prezenți în spațiul public, nu doar prin exemplele negative, dar și prin exemple pozitive demne de lăudat. Domnule secretar de stat, ați răspuns anticipat, deja erau multe întrebări, dar ați prezentat foarte clar și destul de sintetizată activitatea dumneavoastră și viziunea dumneavoastră. Văd o schimbare de paradigmă în ceea ce privește conducerea Partidei Romilor în ultimii ani. În primul rând că cu o mare plăcere am văzut și speech-ul dumneavoastră și a domnului președinte Păun, care arată că aveți o aplicare deosebită ca romii să aibă acces la educație, să fie pregătiți și chiar în forurile statutare ale Partidei Romilor să vină oameni cu o pregătire bună, pentru că aveți o viziune de viitor, ceea ce unele partide ați observat că gândesc doar până la următoarea schimbare de mandat. Cum vedeți implicarea? Ne-ați spus deja, dar vreau să accentuați problema conducerii de către tineri care vin. Uitați, de exemplu, la Bacău a fost ales domnul George, care este un băiat tânăr totuși, și ne-ați dat exemple și domnul Pomnea din țară. Deci aș vrea să subliniați un pic, să mai subliniați mai mult despre cum vedeți viitorul tinerilor care reprezintă comunitățile de romi. Se spunea despre Partida Romilor că este o organizație închisă și în care oamenii capabili, oamenii cu pregătire educațională, nu pot avea acces la forurile de decizie, pentru că sunt lideri care țin cu dinții de putere, cum s-ar spune, și că există o rezistență la schimbare ridicată. Este foarte adevărat că există rezistență la schimbare în continuare în interiorul organizației, însă ne bucurăm de deschiderea și sprijinul președintelui organizației, care susține
aportul noii generații și implicarea noastră a noii generații în procesul de luare a deciziilor în interiorul organizației, dar și în relațiile cu instituțiile. Este foarte adevărat că nu doar pentru romi, și cred că este valabil pentru întreaga societate românească și nu numai, educația este cea care face diferența întotdeauna. Faptul că am avut familii care ne-au sprijinit și am înțeles că școala poate face diferența la un moment dat, a ajutat. Sunt pe George Gogan, l-am cunoscut în București, la acel moment eu eram vicepreședinte al Consiliului Economic și Social al României. L-am propus pentru a lucra într-una dintre comisiile, ca și comisiile din ale CES România, și a arătat foarte, foarte multă implicare, seriozitate. Este un băiat care a învățat carte, știe carte, și pe noi lucrul ăsta ne-a bucurat. În momentul în care a venit și a spus, vreau să mă întorc la Bacău, el este din Bacău, are familie aici, are doi copii minunați, o familie frumoasă, este un tânăr și care știe să lucreze în echipă. Pentru noi este foarte, foarte important să învățăm să lucrăm în echipă. Personal, eu nu cred în eroi salvatori, cred într-o muncă de echipă în care aportul fiecăruia este important. Organizația Partida Romilor este un proces de schimbare. Suntem o organizație dinamică, o organizație care aduce în prim plan și alte elemente. Nu vreau să înțeleagă că dăm la o parte seniorii. Nu, nu despre asta este vorba, ci doar despre o asumare a responsabilității din partea noastră a tinerei generații, care în parteneriat cu ei putem veni cu soluții care să conducă la îmbunătățirea și la felul în care romii sunt priviți. Repet, pentru mine, romii nu constituie, și este foarte adevărat că în România romii sunt văzuți în prisma a două perspective. Prima perspectivă este aceea în care discutăm despre romi ca și grup infracțional, micile infracțiuni și sărăcie și așa mai departe, și cealaltă extremă în care nunțile opulente ale unor etnici ai noștri sunt promovate în spațiul media excesiv, inclusiv în mediul online, și acest lucru face ca minoritatea romă, ceea ce există la mijloc, ceea ce vă spuneam mai devreme, profesorii, elevii, avocații, oamenii care muncesc și care sunt plătitori de taxe și impozite, nu sunt vizibili. Și atunci noi, ca și instituții guvernamentale în plan central, ca și organizații reprezentative ale romilor, trebuie să găsim resorturile care să facă ca aceste lucruri să fie diminuate. Ne dorim cu toții, în ultimă instanță, ca România să fie o Românie prosperă, o Românie care oferă șanse egale tuturor și indiferent de apartenența etnică, culoarea pielii, credința religioasă, să se întâmple, să aibă aceleași șanse. România este un stat democratic, este un stat în care principiile statului de drept sunt respectate, există și dreptul la liberă exprimare și trebuie să fructificăm și să ne bucurăm de ceea ce înseamnă democrația. Există un pericol la adresa democrației și nu al democrației românești, al democrației în general. Există un val populist care sub influența crizelor pe care Europa și nu numai le-a parcurs în ultima perioadă, vorbim de criza pandemică, criza economică, creșterea exponențială a prețurilor în raport cu veniturile cetățenilor, acestea sunt probleme reale. Însă, și extremismul în mod special conduce la mesaje extremiste, oameni care câștigă voturi, politicieni care câștigă voturi cu atacuri inclusiv la adresa minorității rome. Acesta este un real politic pe care un pericol eminamente pe care personal îmi doresc ca România să nu în România să nu existe. Și mă bucur aici pentru deschiderea pe care a avut-o președintele PSD Bacău, europarlamentarul Dragoș Benea, un om cu o viziune pe termen lung, și pe mine asta mă bucură. Nu-mi place să stau la masă cu politicieni care gândesc pentru ziua de mâine. Nu, România, Bacăul, România, și dacă vezi, chiar Europa are nevoie de oameni politici asumați, care privesc într-o perspectivă de 15, 20, 30 de ani. Nu putem să acționăm doar cu gândul la ziua de mâine. Avem nevoie de responsabilizare, de respectarea principiilor democratice și să înțelegem că așa trebuie să funcționăm. Am ales în 1989 această cale, trebuie să nu ne abatem de la ea, trebuie să rămânem realiști. Știm că sunt multe probleme, că sunt foarte mulți cetățeni români care o duc din ce în ce mai greu, însă trebuie să ne bucurăm de libertatea pe care o avem. Și spuneam într-un interviu acordat zilele trecute că unul dintre marile câștiguri pe care România le are, și cred că și dumneavoastră vă amintiți, dacă în urmă cu 10-15 ani discutam despre și auzeam la tot pasul oameni care mergeau să se trateze în Austria sau Germania pentru diferite boli, iată că în România, la ora actuală,
folosim aceleași echipamente care sunt folosite în spitalele din Austria, Germania și așa mai departe, cu medici de calitate care livrează actul medical la un nivel foarte, foarte înalt. Și vrem sau nu vrem, iată că Europa a venit în România. Trebuie și noi să fim deschiși către Europa și să înțelegem valorile democratice. Dragi prieteni, veți urmări și transmisiunea în direct pe care noi am făcut-o astăzi și materialul complet de la această adunare generală. Domnul secretar de stat ne-a dat foarte, foarte multe detalii, a sintetizat de fapt viziunea pe care Partida Romilor o are în viitor. Domnule secretar de stat, vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm la Bacău. Și eu vă mulțumesc. Cele bune!